Bine v-am regăsit, aveți în imagine trei scule de la Makita cu care am lucrat recent. Este DTD 152, mașina cu impact, polizorul unghiular DGA 452, cel cu perii și DGV 180, fierăstrăul pendular de asemenea cu perii. Dar nu despre ele vreau eu să fac clipul ăsta, le-ați văzut, nu o să vi le arăt acum. Subiectul clipului este... Cum reușesc eu să am sculele curate, să arate cât mai bine și cât mai noi și de ce în atelierul meu este așa de curat și de ordine, pentru că am tot primit o grămadă de mesaje, de fapt nu mesaje, comentarii în care diversi utilizatori sau abonați de-ai mei se miră de faptul că eu am sculele curate și în atelier la mine uneori este mai ordine decât în dormitor. Argumentele sunt că nu le folosesc, că le țin în vitrină, că nu lucrez în atelier și așa mai departe. Acum, voi cei care v-ați mai uitat pe la clipurile mele, ați văzut că eu lucrez și în atelier, folosesc și scule, le-ați văzut pe la proiecte, de exemplu, cu astea 3 și mai am DDF-ul 482 care este în casă. Am lucrat, de exemplu, la ultimul proiect pe care l-am făcut, căsuța aceea pentru câine. Și o să vi le arăt așa rând pe rând pe fiecare, să vedeți că sunt utilizate, sunt murdare. Hai să încep cu asta. Sper că se focalizează cât de cât, măcar cât să vedeți în ce stadiu arată ele acum. Deci vedeți că sunt destul de murdare, pline de praf, de rumeguș. Am lucrat cu ele, se observă în ce stadiu sunt. Hai să dau și protecția asta deoparte ca să încerc să vă arăt și acolo înăuntru cum arată. Da, deci sunt murdare de rumeguș. Cu ăsta la fel am lucrat, am polizat ceva lemn cu el, cu discul lamelar. Se observă că este și el destul de încărcat de mizerie. Am tăiat și ceva tablă, deci se poate vedea că este folosit. Deci s-a lucrat cu el. Hai să încerc să-l pun și pe ăsta aici. Și mașina cu impact pe care de asemenea am folosit-o la găurit, la pregăurit, la înșurubat și așa mai departe. Se poate vedea că este și ea destul de murdară și s-a lucrat cu ea. Acumulatorii, de asemenea, se poate vedea că sunt murdari, de rumeguși. Da? Bun. Înainte să vă arăt de ce am eu sculele curate și cum le întrețin, ideea este următoarea. Cum lucrez eu cu ele? Deci, de obicei, când mă apuc de o lucrare sau plec cu ele undeva la cineva să execut o lucrare, întotdeauna folosesc o suprafață care nu este aspră, de exemplu, cum este bucata asta de polistiren pe care o vedeți pe această măsuță, sau un prosop, sau un cearșaf, sau o cârpă, sau ce găsesc eu, o bucată de OSB, orice. Nu pun niciodată sculele pe jos, nu le trântesc prin beton, nu le pun prin pământ, nu dau cu piciorul în ele, cum am văzut pe la alții că le mută cu piciorul. Întotdeauna caut să le protejez cât mai bine. Pe mine, cei care mă văd că îmi pun sculele pe un prosop, uneori mă iau la mișto. Păi, să mă luați la mișto, dar eu vă arăt că sculele mele o să arate foarte mult timp ca noi, sau cel puțin că au fost destul de puțin utilizate. Și atunci, cine râde la urmă, știți că e o vorbă, râde mai bine. Deci, eu am grijă de sculele mele cât pot eu de mult. Așa cum vă spuneam, încerc să nu le pun pe suprafețe care le-ar putea zgâria, murdări și așa mai departe. Nu este mare greutate și nu o să vă ia foarte mult timp să o luați după voi în geanta cu scule sau în mașină sau unde, cu ce vă transportați voi sculele, un prosopel, o bucată de cârpă, o foaie de polistiren din ăsta expandat, extrudat, de care vreți, orice, o bucată de pal, nu contează. Important e să aveți cu voi o suprafață de material mai moale pe care să le puneți atunci când ați terminat de executat operația respectivă. În felul ăsta ele se vor menține cât mai mulți ani în felul ăsta. Curate, adică bine, nu curate pentru că se vor murdări, dar o să vă arăt și cum le curăț eu și de ce le mențin așa. Așadar, după ce am terminat lucrul cu ele și am terminat treaba și vreau să mi le curăț și să mi le pun la locul lor în atelier. Pentru curățare folosesc o perie de genul ăsta. Este o pensulă, nu o perie.
Asta este de la Holzer, am găsit-o prin Dedeman, are niște fire foarte moi, da? Cu astea eu curăț așa mizeria grosieră de pe ele, le folosesc și la finisat atunci când compresorul nu reușește să sufle foarte bine toată mizeria. Deci ceva de genul ăsta, o perie foarte moale. Deci atenție, nu din aia mai tare sau așa, foarte moale. Seamănă cu pămătuful ăla cu care făceau părinții noștri spuma să se bărbierească. Da? Deci ceva moale. În urmă folosesc șervețele umede. Șervețele umede de genul ăsta, nu trebuie să fie un tip anume de șervețele cu care eu le șterg la final. Ce mai folosesc? Compresorul. Compresorul le suflu foarte bine peste tot, prin toate orificiile, îndepărtez șpanul, îndepărtez rumegușul și mizeria. Este foarte bun compresorul pentru că intră aerul forțat peste tot, în toate orificiile și suflă de acolo toate resturile. În felul ăsta mizeria nu o să aibă timp să se adune acolo, să se întărească, să se amestece cu uleiurile, cu grăsimea din interior și să facă acolo o mâzgă pe care foarte greu mai îndepărtați. Așadar, în clipul ăsta eu o să vă arăt cât de ușor este. Bine, ușor la vedere. Vă asigur că este totuși o muncă destul de migăloasă pe care eu o fac, dar vreau să demonstrez că se poate. Deci ați văzut cum arată sculele mele, haideți să vă arăt și cum le curăț și vă mai arăt la final cum o să arate. Compresorul îl știți, vi l-am mai arătat, este Stanley-ul tip servietă așa, 10 bari de presiune. Deci cu ăsta lucrez eu, cu ăsta îmi curăț sculele. Este puțin enervant pentru că presiunea nu se menține foarte mult timp și trebuie să aștept un pic după el până când crește un pic presiunea, dar pentru ce am eu nevoie este foarte bun. Deci nu mi-a luat mai mult de 20 de minute, să zic așa, să curăț acest pendular. Vedeți și voi cum arată, ați văzut cum arăta înainte. Acum sigur că nu o să puteți să curățați foarte bine prin toate locurile astea, de exemplu pe sub această apărătoare pe acolo, pentru că nu intră nici șervețelul, nu suflă foarte bine nici compresorul, pentru că rumegușul se mai amestecă cu grăsimea și este foarte greu de scos de acolo, însă cred că vedeți și voi o diferență între felul cum arăta înainte și cum arată acum. Este curat, arată aproape ca nou, nu se cunoaște că a fost utilizat mai devreme. La fel, părțile astea gumate de aici se curăță destul de greu pentru că sunt așa lipicioase, atrag foarte mult praf, însă cu puțină răbdare și cu puțin efort puteți să le curățați să arate exact cum arată ăsta al meu. Deci eu zic că l-am scos foarte bine. La fel procedez și cu celelalte. Nu o să vă mai arăt în clipul ăsta pentru că o să-l fac foarte lung și nu vreau să vă plictisesc, însă cred că v-ați făcut așa o idee despre ce anume voiam să vă transmit în clipul ăsta și să vă dau și răspunsul la întrebarea de ce arată sculele mele
ca și cum nu prea sunt utilizate și de ce este ordine și curățenie la mine în atelier. Ca tare, ăsta este clipul pe care voiam să vi-l arăt astăzi. Aștept în secțiunea de comentarii să-mi spuneți alte modalități pe care voi le folosiți pentru a vă curăța sculele și uneltele, ce operațiuni de întreținere faceți, cum procedați, poate îmi dați și mie alte idei, însă eu mă descurc foarte bine pentru moment așa cu compresorul, pensula, șervețele umede și vreodată când o să aibă nevoie, ăsta este destul de nou, nu are nevoie acum de niciun fel de îngrijire, o să văd și cum le întrețin, în sensul că să-i înlocuiesc grăsimea care se mai duce și alte operațiuni de întreținere. Da, astea probabil că o să mai dureze ceva până când o să fac, nu este nevoie. Mai toate sculele pe care le am nu sunt de foarte mult timp și nu au nevoie de aceste operațiuni de întreținere acum. Așadar, sper să nu mai aud în continuare pe canal aceste întrebări, că eu nu lucrez cu sculele, că de ce arată așa curate, că le-am luat doar să mă uit la ele. Vă asigur că nu le-am luat să mă uit la ele, le-am luat să le folosesc și chiar le folosesc și o să le mai tot vedeți prin alte clipuri de ale mele pe la diferite proiecte. Așa că până la clipul viitor, vă salut, vă doresc mult chef de treabă și numai bine!